Două proiecte de eficiență energetică depuse de Primăria Șimleu Silvaniei prin POR au fost confirmate pentru contractare. Din cele 8 proiecte pe care Primăria Șimleu Silvaniei le are depuse prin programul operațional regional, două urmează să fie contractate în perioada următoare. Este vorba despre proiecte ce presupun eficientizarea energetică a două clădiri. Una dintre acestea este clădirea economică a Colegiului Național Simeon Bărnuțiu și cea de-a doua este Spitalul Orășenesc. În acest moment avem două care au trecut de toate fazele, sunt în fază de precontractare și am să vorbesc de ele, sunt proiectele care le-am depus pe eficiență energetică, unul dintre ele la Spitalul Dr. Ioan Pușca și unul la Colegiul Național Simeon Bărnuțiu. Pentru primul dintre ele este deja trecut în My Smith, că este selectat pentru finanțare pentru creșterea eficienței energetice a Colegiului Național Simeon Bărnuțiu, clădirea de la fostul economic cu Moștiu și Mleoanii. Este trecut în acest moment în My Smith, că este admis după evaluarea tehnico-financiară. Asta înseamnă că va fi și el selectat pentru finanțare, având în vedere faptul că pentru a putea să intri direct la finanțare trebuie să ai peste 60 de puncte și noi am fost informați ieri că pe Colegiul Național Simeon Bărnuțiu avem 75 de puncte. Pe spital aveam 79, deja suntem trecuți pentru finanțare și la fel se va întâmpla probabil într-o zi, două și cu Colegiul Național Simeon Bărnuțiu. Am fost anunțat, vă spuneam, despre punctaj, deci conform ghidului trebuie să semnăm contractele pentru cele două. În acest moment, primăria are 8 proiecte depuse prin programul operațional regional 2017-2020, ce însumează o investiție în oraș de peste 13 milioane de euro.